fiu al plaiurilor vlăscene, născut pe 3 aprilie 1940 în Cartojan, județul Giurgiu, Neagu Udroiu, în tentativa sa reușită de a atinge vârfurile intelectualității din România, a plecat din uzinele Vulcan București către presa care îl atrăgea în a doua parte a anilor 60 de secol trecut. Va scrie ca jurnalist pasionat de meseria sa nouă pentru publicații diferite, Scânteia Tineretului, Flacăra, Lumina, Viața Studențească, Scânteia, și va deține funcții de conducere în Televiziunea Națională și instituții asemănătoare. Este beneficiar al unei burse de studii în Statele Unite, anii 70, ca urmare a apariției în țară și străinătatea unor remarcabile articole. Udroiu întreprinde și o activitate de excepție și pe linie scriitoricească și cărturărească. Este astfel șef de departament de editură, iar ca gazetar și autor al unor importante cărți, ultima apărută fiind, cităm, Condee, Voci, Chipuri, Presa Românească, Pagini de Istorie, încheia citatul, este omul care poate emite păreri despre rolul presei. Ceea ce înseamnă presa românească, în concepția care m-a mânat să scriu această carte, această lucrare, este acest mod de a sluji în altele idealuri ale idealuri naționale. Provenind de pe plaiuri vlăscene, Neagu Udroiu, fost ambasador în Finlanda și Estonia, a răspuns recent propunerii directorului Bibliotecii Județene, Ia Basarabescu Giurgiu, de a se întâlni în reședința județului Dunărean cu foștii colegi de la Scânteia Tineretului, Jean Andreiță, Dan Fruntelată, Ovidiu Marian și Dan Mucenic, directorul Instituției de Cultură în postură de anfitrion. Întâlnirea, prilej de bucurie, amintiri și discuții pe tema ultimei cărți a lui Udroiu, a lăsat loc și de nuanțe nostalgice, state de fiul satului Cartojani. Eu nu sigur că vin cu emoția cu care se vine într-un loc de care auzi de cum deschizi ochii. La mine în sat, când spuneai Giurgiu, spuneam un fel de Ierusalim. Ca să nu zic ceva mai târziu, un fel de New York. Adică un loc unde dacă ajungi, nu e cazul să mai fii a doua oară. Pentru că ai fost încrustat în grindă cu semnul recunoașterii.